ce trebuie să pui, decât dai altul. Nu trebuie să pun 10 ca să realizezi. Deci să crapă. Poate ajungi la lecții de alea pedagogice. Cum se crapă copacul. Se depărtează, fii atent. Faci așa? Se creacă, da? Se depărtează aici. Ia fii atent, pe aici vine să vă uite, să vezi, să pune coajă în coajă. Coajă în coajă. Să pasă frumos. Să-i arăți lufitul când o să crești. Știe. Știe, păi ce e. Bagă și al doilea. Că atunci îți dai seama că să mâncăm mere de la polonez, nu o să mai plantezi tu. Când o să fie fitul. Ai văzut? Asta e prima variantă de... Și acum mai dai cu smoală? Fii atent. Ca să închizi rănile, băi, tu ești și doctor. Exact, da. Și cât aștepți ca la să... La smoala se... să dă cu degetul curat, ca să simți să nu ardă, că dacă arde, te arde la deget, înseamnă că arde și mărul. Deci să poți să o dai cu mâna, să fie palpabilă. Dar cum ai făcut smoala asta? E făcută smoală amestec cu ceară. Ceară din aia de... Să vindecă aici, să dă să vindece toate crăpăturile și toate, așa? Să dă și în cap ca să nu putrezească. Și când ai veni, după aia îi dau cu o cârpă. Și în cât timp vin să mănânc mere din asta? Nu, la anul peste 2 ani. Și ei din spatele tot la fel sunt făcuți.